Să faci tu trotineta, să-ți ia mai mult de 25 la oră în 4 sau 5 pași foarte ușor. Aici, acum o să vă arăt ca dovadă că ia mai mult de 25 a mea. Deci, așa. Stai că... Așa, deci ia 33. Normal îmi ia 35 când este încărcată, dar acum are decât 3 linii. Bun, hai să oprim. Și trebuie să o poziționați undeva, cum am pus eu pe scaunul acesta, să poată roata să dea în gol singură. Deci, cum se vede aici. Așa, următorul pas trebuie să aveți un telefon, adică telefonul dumneavoastră, care să instalați aplicația aceasta. Intrați pe Magazin Play și scrieți așa: M365 Down G. Deschideți, o conectați foarte ușor la Bluetooth cu trotineta. Stați să o deconectez ca să vă arăt și cum să o conectați. Am deconectat-o, s-a auzit și la trotinetă. Apăsăm pe Connect și deci trebuie să avem trotineta pornită. Scrie aici sus la telefon M365 1S. Apăsăm pe el și gata, s-a conectat. Ne arată și aici Bluetooth. Bun. Și acum, trebuie să apăsăm așa Open Bin, trebuie, o să vă las un link în descriere, îl instalați și după aceea păstrați linkul și intrați în aplicație și faceți tot ce am făcut eu până acum. În fine, deschideți aici Open Bin, așa, și numai o secundă să caut fișierul care s-a instalat, fișier descărcat, așa. Deci, după ce ați dat Open Bin, dați aici Open Bin și vă arată foarte ușor la descărcări M365 Pro DRV sau ceva de genul. Apăsați pe el și dați Yes și dați Flash. În momentul ăsta, trotineta își face, să-i spun așa, softul, ca să ia mai mult de 25 la oră. Așteptați aici până se încarcă maxim, deci foarte ușor, e chiar ușor. Așa, 27, 28, 35, 37, 38. Asta nu o să vă afecteze trotineta absolut deloc. Deci nu vă faceți probleme că se arde sau ceva, nu, în niciun caz. Este 78%. Gata. Și acum e foarte ușor, deci puteți să luați mai mult, telefonul nu mai are nevoie, puteți să luați mai mult de 25. Puteți să luați mai mult de 25, foarte ușor. Cam atât a fost tutorialul de azi, în caz că nu reușiți sau întâmpinați probleme, lăsați mesaj pe Insta not.dragos, litere mici, v-am pupat.